Termenul de dezvoltare este utilizat în devizele celorlalți doi contracandidați ai mei la funcția de primar al comunei Frătăuții Vechi, a declarat candidatul PMP Ciprian Covașă în cadrul emisiunii de joi 12 mai la NES TV Channel Suceava. Ce se întâmplă acolo? E interesul stagnării sau e interesul dezvoltării la actuala administrație? Dacă e să mă refer la sloganul care l-au cei doi contracandidați ai mei, iar merge spre dezvoltare. Actualul primar spune că comun? Actualul primar spune continuăm dezvoltarea, iar celălalt contracandidat al meu spune repornim dezvoltarea. Deci s-au inspirat puțin unul de la altul, poate mai mult cel de la PNL, de la PSD. E frumos să vorbim vorbe de astea frumoase, pompoase, da, să spunem că continuăm dezvoltarea sau o repornim, dar efectiv oamenii văd ceea ce s-a făcut și ceea ce ar putea să se facă. Eu cred că odată cu schimbul de generații care urmează să vină, pentru că toți cei care sunt în primărie sunt acolo de 26 de ani. Cel puțin, da. Ei trebuie să se schimbe la un moment dat de acolo. Eu cred că odată cu schimbul ăsta de generații care vine, o să vină și un schimb de mentalitate în rândul celor care așteaptă altceva de la administrația locală. Tânăr politician Ciprian Covașă și-a spus părerea despre cum a administrat până acum actualul primar al comunei situația localității și chiar dacă l-a catalogat a fi un bun gospodar, a subliniat că aportul local la prosperitatea comunei nu s-a resimțit, fiind folosite doar fonduri europene în puține proiecte. Vreau să spun că este un bun gospodar, a făcut într-adevăr ceva, dar ceea ce a făcut cu bani europeni, a turnat niște betoane și a băgat o canalizare cu bani europeni, ceea ce ar fi putut să facă oricine. E foarte ușor să iei niște bani. Contează și lucrările acelea, cum le recepționezi după ce sunt gata. Multe dintre ele lasă de dorit așa cum au fost recepționate, au fost făcute doar ca să fie făcute. În afară de aceste proiecte care au fost făcute cu bani europeni, eu unul, sincer să fiu, nu am văzut efectiv unde s-au dus banii cetățenilor. Comuna Frătăuți este o comună bogată, să știți. Foarte multe firme sunt acolo. Foarte multe firme de transport cu multe camioane. Cei de acolo cotizează la primărie cu impozite. Oamenii, locuitorii efectiv, aproape la fiecare casă găsește o mașină. Toți au case mari, pământuri agricole pe care le cultivă, toți plătim impozite. Efectiv, taxe și unde, impozite, da. Efectiv unde se duc banii care noi îi plătim la primărie, nu știm. Și un lucru care e dureros, nici nu ne se arată niciun fel. Dacă intrăm pe site-ul primăriei Frătăuții Vechi, vedem că site-ul acela nu a fost actualizat din 2012. Într-o perioadă în care toată lumea pune accent pe informația de pe internet, primăria Frătăuții Vechi n-a fost actualizată din 2012. Avem trecut la viceprimar un viceprimar care nu mai este, avem trecut la primar un primar care este ales din partea PDL-ului, PDL care nu mai există. Ciprian Covaș a ținut să sublinieze absența locurilor de joacă, iar a celor existente, neîntreținerea lor. Iar copiii familiilor care plătesc taxe și impozite ar merita să beneficieze de spații special amenajate pentru copiii lor. La ceea ce suferim foarte mult, zic eu, sunt locurile de joacă pentru copii, care au fost făcute mai de mult și nu au fost așa de bine îngrijite în ultimul timp. Copiii nu prea au unde se juca. Avem un singur teren de sport în Frătăuți care aparține unei societăți comerciale.